numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Aduceți-vă aminte de înaintașii voștri, de mai mari voștri. Lăudat să fie Iisus Hristos. Beatitudine, mințile voastre, dragi părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, ne aflăm acum în comuniune cu întreaga țară, cu tot poporul nostru creștin, care ne îndreaptă spre Dumnezeu în aceste zile, această zi și mai ales mâine, rugăciuni speciale pentru odihna sufletului reginei Ana. O facem și noi, în catedrala noastră, în care a binevoit să vină, să intre, în catedrala veche, în seminarul nostru, imagini care ne-au impresionat atunci, ne impresionează și acum. Venim cu rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, pentru ca El să fie generos în răsplată cu regina Ana, dar și cu poporul nostru, binecuvântându-l, pentru că rugăciunea noastră de laudă însemnează rugăciune de cerere. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, requiemul solemn pentru regina Ana, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre și spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, frate, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfântă Marie, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Și aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, luminați de Duhul Sfânt, noi îndrăznim să te numim Tată, desăvârșește în inimile noastre spiritul de fii adoptivi, ca să putem intra în moștenirea făgăduită, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Îmi voi aminti de alianța mea făcută cu tine, tu îți vei aminti de căile tale și te vei umili. Citire din cartea profetului Ezechiel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi face cu tine așa cum ai făcut tu, care ai disprețuit jurământul și ai rupt alianța. Dar eu îmi voi aminti de alianța mea făcută cu tine în tinerețea ta și voi stabili cu tine o alianță veșnică. Atunci tu îți vei aminti de căile tale și te vei umili, când le vei lua pe surorile tale care sunt mai mari decât tine și pe cele care sunt mai mici decât tine. Ți le voi da ca fiice, nu datorită alianței cu tine. Voi stabili alianța mea cu tine și vei recunoaște că eu sunt Domnul, ca să-ți amintești și să te rușinezi și să nu-ți mai deschizi gura din cauza omilirii tale, când te voi purifica de tot ceea ce ai făcut. Oracolul Domnului Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Vei scoate apă cu bucurie din ispoarele mântuirii. Vei scoate apă cu bucurie din ispoarele mântuirii. Iată, Dumnezeu este mântuirea mea, sunt încrezător și nu mă voi teme de nimic, căci puterea și cântarea mea este Domnul, El este mântuirea mea. Lăudați-L pe Domnul, invocați numele Lui, faceți cunoscute între popoare faptele sale, amintiți că prea înălțat este al Său nume. Cântați Domnului, căci a făcut lucruri minunate, să fie cunoscută aceasta pe tot pământul. Strigă și chiuie tu, cea care locuiești în Sion, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel. Lectura a doua. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu și considerând împlinirea vieții lor,
imitați credința lor. Iisus Hristos, Cel de ieri și de astăzi, este același în veci. Nu vă lăsați seduși de învățături diferite și străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin alimente, care nu le-au fost de folos celor care au umblat după ele. Pentru că noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea care trebuie să vină. Așadar, să-i oferim lui Dumnezeu prin El o jertfă de laudă continuă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Nu uitați binefacerea și întrajutorarea, pentru că astfel de sacrificii îi plac lui Dumnezeu. Aveți încredere în conducătorii voștri și fiți supuși lor, pentru ca ei care veghează asupra sufletelor voastre, ca și cum ar trebui să dea cont, să facă aceasta cu bucurie și nu suspinând. Altfel, nu vă va fi de folos. Cuvântul Domnului. Primiți cuvântul lui Dumnezeu, nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, apropiindu-se unii farizei de Iisus, ca să-L pună la încercare, i-au zis: îi este permis unui bărbat să-și lase femeia pentru orice motiv? Răspunzând, Iisus le-a zis: nu ați citit că de la început Creatorul i-a făcut bărbat și femeie? Și a zis: de aceea omul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui și cei doi vor fi un singur trup, astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Ei i-au zis: atunci, de ce Moise a poruncit să-i se dea act de despărțire și să o lase? El le-a spus: din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise să vă lăsați soțiile. De la început însă nu a fost așa. Dar eu vă spun, cine își lasă femeia în afară de desfrânare și se căsătorește cu alta, comite adulter. Discipolii i-au zis: dacă este așa, situația cu bărbatul și femeia, este mai bine să nu se căsătorească. Dar el le-a zis: nu toți înțeleg cuvântul acesta, ci numai acei cărora le-a fost dat. Există eunuci care s-au născut astfel din sânul mamei lor. Există eunuci care au fost făcuți astfel de oameni și există eunuci care s-au făcut ei înșiși astfel pentru împărăția cerurilor. Cine poate înțelege, să înțeleagă. Cuvântul Domnului. Prefericirea voastră, Părinte Patriarh Fuad, Patriarh al Ierusalimului, dacă Părinte Rector, Părinte Decan, Sfințile voastre,
Stimați invitați, oaspeți, dragi și viți credincioși, dragi tineri, lecturile de astăzi ne oferă o bogată reflexie. O să le amintim doar pe scurt cu mesajul puternic pe care ni-l transmit. Citirea din cartea Scrisoarea către evrei ne cheamă să nu uităm de cei care au fost înaintea noastră, de cei care ne-au făcut bine, de cei care s-au jertfit pentru noi. Ne cheamă să nu uităm că ceea ce am moștenit trebuie să ducem cu bucurie, cu curaj mai departe. Evanghelia ne pune o problemă fundamentală. Fundamentală pentru că este vorba de viața omenirii prin ceea ce Dumnezeu a voit să instituie sfânta familie, căsătoria, pe care astăzi vrem să le ilustrăm într-o câteva moment. Textul Evangheliei luminează înțelegerea noastră nu doar cu privire la adevărul tainei sfintei căsătorii, dar și cu privire la voința lui Dumnezeu referitor la familie. Viața fiilor nu poate fi ruptă în două. Soții nu pot divorța. Căsătoria este indisolubilă. Divorțul nu este în intenția lui Dumnezeu. Intrarea în căsătorie cere iertare și nu separare, nu divorț. Iisus deosebește de Moise pentru că readuce căsătoria la fundamentala sa orientare spre indisolubilitate și refuză divorțul. În afară de aceasta, admite posibilitatea unei stări celibatare pentru împărăția cerurilor. Ambele stări nu se pot înțelege de plin decât din privința credinței. Mesajul Evangheliei este acela al chemării la fidelitate. Uneori infidelitatea, negligența sau egoismul produc o mare ruptură în căsătorie și pentru a o salva este nevoie de o iubire eroică. Același lucru poate fi spus despre angajamentele celor ce aleg celibatul. Iisus însuși este ghidul nostru, dar nu trebuie să uităm că acest fel de iubire care provine din stilul de viață pe care îl alegi intră într-o cameră fără uși și fără posibilitate de a mai ieși și chiar în momentele cele mai dificile ale vieții. Această dragoste nu se abandonează, deoarece nu cheamă să imităm dragostea, ne cheamă să imităm dragostea lui Iisus pentru noi. Conciliul Vatican al II-lea a numit divorțul un rău social, pentru că rănește adevărata iubire. Cei ce decid prin dependența exclusivă de voința Creatorului să-și păstreze privirile și inimile libere, pot și refuză adulterul și divorțul din rădăcină, nepermițându-și să depindă de mersul acestei lumi. Nu înseamnă că biserica nu vede dificultățile prin care trec soții. Ea este alături de cei încercați de povara divorțului sau a separărilor. Cunoscând tactica dușmanului care caută să distrugă familiile cu orice preț, este nevoie ca soții să îi se opună ferm și să-și apere familia, să apeleze la instanța superioară care este Dumnezeu, invocând puterea perseverenței. Dacă am înțelege ce bine imens înseamnă să-i prezentăm lui Hristos problemele noastre, lui, care reaprinde în inimă, în noi flacăra iubirii adevărate în modul cel mai simplu, am face-o cu toată inima și fără întârziere.
Astăzi ne rugăm pentru odihna unui suflet mare. Pentru odihna sufletului reginei Ana, care a trecut la cele veșnice într-un spital din Elveția în ziua de 1 august la 92 de ani. O zi înainte, regina a primit Sfintele Taine de la părintele titular al parochiei catolice din orașul Morges, Elveția. Mâine, la Curtea de Argeș, vor fi funerariile. Regina Ana a fost alături de regele Mihai într-o căsătorie lungă. Acesta e gândul care astăzi trebuie să ne îmbucure. Din 1948 până anul acesta, 68 de ani, a fost alături de soțul ei, rege, întărind prin aceasta principiul în Evanghelia de astăzi. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Ne rămân în memorie spontaneitatea și eleganța ei, simplitatea de care a dat dovadă. Dar nu se pot omite suferința și continua încercare la care această femeie, regină, a fost supusă. L-a urmat pe rege pe calea exilului și a muncit alături de el pentru creșterea și educarea celor 5 fete pe care Dumnezeu a oferit familiei regale. Nu a considerat încercările unui exil de o viață drept o nedreptate, dar nici drept un privilegiu. De aceea, la un moment dat, a spus că viața nu este datoare cu nimic, dar nici ea vieții. Noi, catolicii din Iași, ne amintim cum de că în seara de 4 mai 1997, regele și regina s-au rugat împreună cu noi în Catedrala Adormirea Maicii Domnului, iar un grup de seminariști au cântat. Mai înainte, regina singură, când nu putea veni împreună cu regele, a venit la noi în seminarul catolic și a participat cu mare bucurie și evlavie la ora de adorație ce se celebra în capelă. Cei care au fost de față au văzut acest lucru. Noi ne amintim cu drag de aceste gesturi ale ei. În fața catedralei, după cuvântul nostru, în care aminteam de discursul pe care fericitul Anton Durcovici îl scrisese cu ocazia jurământului față de rege, pe care din cauza vremurilor de atunci nu l-a mai putut face, a urmat cuvântul maiestăților lor, regele Mihai I și regina Ana. Au vizitat apoi clădirea episcopiei, iar la plecare au semnat în carte de onoare Sfânta Scriptură, pe care mereu o proclamăm, ne îndeamnă să dăm cinste autorităților și să ne rugăm pentru ele, cum scrie Sfântul Apostol în scrisoarea către Romani sau către Timotei și Sfântul Apostol Petru. Ne rugăm în seara aceasta pentru odihna veșnică a reginei Ana și pentru casa regală. Așa cum am scris în mesajul de condolianțe, Dumnezeu, bogat în milostivire și plin de iubire față de toți cei care îl caută și îl iubesc, să ofere sufletului nobil a reginei Ana, care și-a însușit deviza casei regale, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu, bucurie veșnică în patria celor drepți, patria adevărată și veșnică. Iar maiestății sale regelui Mihai, îndurerat, întregii case regale și întregii familii îndoliate, mângâiere și motive de adevărată speranță în victoria iubirii și a vieții, a binelui,
cu bogat curaj și împliniri sufletești și ducerea mai departe a iubirii față de țară și popor. Astăzi, în comuniune cu toți cei care acum sau în alte momente se unesc în rugăciune, aici noi, în catedrala noastră, vrem să aducem acest pios moment de recunoștință și rugăciune. Și împreună cu dumneavoastră, toți oaspeți, împreună cu preafericirea sa, Patriarhul Ierusalimului, înălțăm spre ceruri în aceste momente rugăciunea noastră fierbinte. Recuiescat în pace, să se odihnească în pace. Amin. Frăților prea iubiți, toți aceia care au murit în Hristos rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. Rugăciunea pe care astăzi o înălțăm pentru biserică și pentru lumea întreagă, voim să ne amintim în chip deosebit de toți răposații noștri, de aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinței și într-un chip special de răposata Ana, regină. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor ce mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Ne rugăm, ascultă-ne! Luminează-ne ca în faptele noastre să nu uităm de viața viitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește-i cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai primi în lăcașurile veșnice pe toți răposații noștri. Te rugăm, ascultă-ne! Primește la Tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai dărui iertarea păcatelor și odihna veșnică slujitoarei Tale răposate, Regina Ana, pentru care celebrăm această sfântă liturghie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău, pe care Biserica o aduce pe Sfântul Altar, te rugăm, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfintei Ana și a tuturor Sfinților, să eliberezi sufletul răposatei Regina Ana și sufletele celor răposați de orice legătură a morții, primindu-le în lumina fericirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Oh,
roda lui se devește amorfă, care va deveni pentru noi băutură spirituală. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa prin laura și primește cu bunătate, Doamne, darurile pe care în îndurarea Ta le-ai pus Tu însuți în mâinile bisericii, ca să ți le aducă și pe care le transform cu puterea Ta în taina mântuirii noastre, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Ai mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, la jertfa eucaristică amintirea morții sale ne aprinde iubirea, vestirea învierii ne întărește credința, iar promisiunea venirii sale ne hrănește speranța. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, te preamărim într-un singur glas cântând cu bucurie. Sanctus. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetare adun poporul Tău,
pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângerului meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și în viața când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunată Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutinde. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitoarea Ta, Regina Ana, pe care ai chemat-o la Tine din această lume. Îngădui ca, după cum prin botez a fost unită cu Fiul Tău într-o moarte, la fel să devină părtașă de învierea Lui, în ziua în care îi va ridica pe cei morți din pământ și va face trupul smereniei noastre, asemenea cu trupul strălucirii Sale. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri răposați și de toți drepții care au trecut din această lume și primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi împreună cu ei de mărirea Ta, atunci când vei șterge toată lacrima din ochii noștri, căci văzându-Te pe Tine, Dumnezeul nostru, așa precum ești, vom fi pe veci asemenea Ție și Te vom lăuda fără încetare, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea
în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cărucioșa Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Dumnezeu. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, vito vobis peccata mundi. Agnus Dei, qui tu vobis peccata mundi. Agnus Dei, vito vobis peccata mundi. Iată milul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acorul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămână. Hristos să mă păzesc pentru viața cea veșnică.
împărtășirea cu tainele tale sfinte, Doamne, să ne mântuiască și să ne statornicească în lumina adevărului Tău, prin Hristos Domnul nostru. Beatitudo, prego di dire ai nostri fedeli una parola che la porta praticamente dalla terra di Gesù, da Gerusalemme, da Betlemme, da Nazareth. Noi siamo molto felici della sua presenza. Rugam Bennal, per fericirea sa, patriarcul de Ierusalim, să ne spună câteva cuvinte de acolo de unde vine, din țara lui Iisus, a Betleemului, Ierusalimului, a Nazaretului. După aceasta vom proceda la requiemul solemn. Grazie. Seduti. Ringrazio di cuore. Mulțumesc din toată inima. Sua Eccellenza Petru. Eccellenza sale. Chi mi ha invitato a visitare la chiesa in Romania. M-a invitat să vizitez biserica din România. Nell'intento di rafforzare i rapporti tra la chiesa locale di Romania e la chiesa madre di Gerusalemme. În dorința de a întări relațiile dintre biserica locală din România și cea din Țara Sfântă. È bello cominciare questa visita con la preghiera insieme. Frumos că am început această vizită cu rugăciunea comunitară împreună. La mia presenza in questa occasione di pregare per il riposo eterno della regina Anna. Prezența mea de a ne ruga împreună pentru odihna veșnică a reginei Ana. Non è una coincidenza, e piuttosto una providenza. Nu este întâmplătoare, e mai degrabă mâna providenței. Guardando nel Medio Oriente migliaia, centinaia di morti. Privind în Orientul Mijlociu la sutele și miile de morți. Con una cultura di violenza. Unde există o cultură a violenței. Senza preghiere. Fără rugăciune. Senza sacramenti. Fără sacramente. Senza gente a piangere, a pregare. Fără persoane care se roagă și care plâng. Credo che la morte della regina Anna, fedele a Dio. Cred că moartea reginei Ana, credincioasă lui Dumnezeu. Fedeli alla famiglia, credincioasă familiei sale. Fedeli alla patria, credincioasă poporului, patriei sale. Questa morte non è occasione di piangere, ma di ringraziare il Signore. Această moarte nu este un motiv de a plânge, ci de a-i mulțumi lui Dumnezeu. Siamo nell'anno della misericordia. Ne aflăm în anul Divinei Milostiviri. Certamente la misericordia di Dio non conosce limiti. Cu siguranță, milostivirea lui Dumnezeu nu cunoaște limite. Preghiamo per la regina, per i suoi familiari, per tutti i popoli, il popolo della Romania. Ne rugăm pentru regină, pentru familia ei, pentru tot poporul român. Però preghiamo anche per la migliaia di gente che non hanno nessuno a pregare per loro, a piangere per loro. Dar ne rugăm și pentru miile de oameni care nu au pe nimeni care să-i plângă, care să se roage pentru ei. Quello che viviamo in Terra Santa lo vivete voi anche qui. Ceea ce noi trăim în Țara Sfântă, trăiți și voi aici. Gerusalemme nel Medio Oriente, ho detto spesso che siamo una chiesa del Calvario. Ierusalimul din Orientul Mijlociu, mereu am spus că suntem o biserică a Calvarului. Calvario a causa delle guerre. Calvar din cauza războaielor. Calvario a causa delle emigrazioni dei cristiani. Calvar din cauza emigrării creștinilor. Calvario a causa del fanatismo religioso selvaggio. Calvar din cauza fanatismului religios sălbatic. Però per noi cristiani
Însă pentru noi creștinii, Chiesa del Calvario, però anche Chiesa della Resurrezione, della gioia e della speranza. Deși este Biserica Calvarului, este în același timp și Biserica Învierii, a speranței. Se accettiamo il Calvario, la croce, i problemi, dacă acceptăm Calvarul, crucea, problemele, dobbiamo anche essere convinti che il Signore ci aspetta, che Lui ci ha promesso di non lasciarci soli, di essere sempre con noi. Trebuie să fim convinși că Dumnezeu ne-a promis că nu ne va lăsa singuri, că va fi mereu cu noi. Prego il Signore di essere con voi, con la vostra Chiesa, con il vostro carissimo Vescovo, con tutti i sacerdoti, suore e famiglie. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să fie mereu cu voi, cu preasfințitul Petru Gherghel, cu toți preoții, cu toate surorile, cu toți credincioșii și cu familiile dumneavoastră. E per terminare, vi chiedo di pregare per Gerusalemme. Grazie. Și ca să închei, vă rog să vă rugați pentru pacea Ierusalimului. Mulțumesc! Grazie beatitudine, grazie per queste parole. Noi sappiamo che lei rimarrà con noi alcuni giorni e che dirà anche altre parole ai nostri fedeli nella cattedrale. Mulțumim pe fericirii sale că ne-a spus, dar o să ne mai spună și altele, pentru că va fi cu noi și la Cacica, și la cattedrale aici pentru ziua hramului cattedralei noastre și în alte părți din dieceză. Și la București. Sigur că ne vom bucura. Acum ne dispunem sufletul pentru a îndrepta spre Dumnezeu rugăciunile noastre pentru răpusata regina Ana. Unim aceste rugăciuni cu toate celelalte rugăciuni din bisericile noastre și din întreaga țară. Fraților prea iubiți, ne rugăm acum încrezători în promisiunile Domnului nostru Iisus Hristos pentru răpăsata regina Ana, pentru ca Dumnezeu să învie în ziua de apoi și să o așeze în rândul Sfinților Săi. Măreț biruitor ale morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, cărturia mea galbenă, ca și morții care s-au pus, și ai împins mirea dușmanul, de ce se poate ia. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară în șarul baptismal. O cărțuie galbenă, Maria Pinsă, cum s-a lăsat fără ta, și-ar văzutei venirea multă, noi ești de primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Către tine, Doamne, dintr-o adâncuri stric către tine, Doamne,
Doamne, ascultă glasul meu. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La tine însă este iertare, cine teme pe tine? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Mai mult decât așteaptă străjerii divina Zorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare, și belșug de mântuire. Și de mai iubire Israel, de mai slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Îndură-te de ea, Hristoase, îndură-te de ea. Doamne, îndură-te de ea. Pater noster, vies in celis, sanctificet nomen tu, adveniat regn tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Care ești in cielo, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Păinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de ce. Doamne, ascultă rugăciunea noastră, să ne rugăm. Dumnezeule, Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să o deslegi pe Regina Ana de legătura morții și să o primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Inclina, Domine, aurem Tuam ad preces nostras, quibus misericordiam Tuam supplices de precamur, ut animam famulie Tue, Ane, Regine Romanie, quem de hoc seculum migrare iusisti, in pacis ac lucis regione constituas, et sanctorum Tuorum iubias esse contortem, per Christum Dominum nostrum. Amen.
pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta ca să așezi sufletul slujitoarei Tale, Regina Ana României, pe care ai chemat-o din această lume în loc de lumină și de pace, și să o unești cu mulțimea Sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua nocea mei. Requiescat in pace. Amen. Sufletul ei și sufletele tuturor oposaților noștri, primirea lui Dumnezeu să se odihnească în pace. Amin. Celebrarea Sfintei Liturghii și Requiemul pentru Regina Ana s-a încheiat. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim.